Salut! Să presupunem că trebuie să pleci într-o excursie în care nu știi câți bani o să cheltui. Ce ai face în situația asta? Ți-ai pune mai mulți bani în portofel sau ți-ai lua cu tine cardul? Indiferent ce decizie ai lua, trebuie să știi de câte feluri sunt bani. Așa că în clipul de astăzi o să discutăm despre tipurile de bani. O primă formă sunt banii numerari, cunoscuți și sub denumirea de bani gheață sau cash. Când vorbim de banii numerari, ne referim la toți banii tipăriți care există într-un moment dat într-o țară, adică la totalitatea bancnotelor și a monedelor. O a doua formă de bani sunt banii scripturali sau banii electronici, adică sumele de bani pe care le avem într-un cont sau cifrele dintr-un cont, dacă vreți. O a treia formă de bani pe care vreau să o amintesc, le zicem bani deși nu sunt în totalitate bani, sunt criptomonedele, dar despre criptomonede o să discutăm într-un episod viitor. Să revenim la banii numerari și la banii electronici și să vedem care sunt principalele diferențe dintre ei. O primă diferență este cantitatea. Banii numerari, împreună cu banii electronici, alcătuiesc ceea ce numim masă monetară. Ei bine, din totalitatea masei monetare, în anul 2006, de exemplu, doar un sfert din bani erau numerari, restul banilor fiind electronici. O a doua diferență este dată de riscul sau riscurile la care sunt supuși banii. Și aici vorbim de furt, pierdere, deteriorare și așa mai departe. Ei bine, banii numerari sunt supuși riscurilor amintite mai sus, adică poți să-i pierzi, poți să ți se fure sau se pot deteriora, pe când banii scripturari sunt protejați de aceste riscuri. A-ți pierde cardul nu înseamnă și a-ți pierde banii, pe când dacă ți-ai pierdut portofelul cu banii numerari, cam asta e. Dacă cineva îți fură banii dintr-un cont, atunci este vina băncii și a sistemelor ei de securitate, deci o să fii despăgubit. O a treia diferență se referă la ușurința cu care poți lucra cu banii scripturali. Astăzi, toate băncile au aplicații mobile care îți permit să faci plăți sau tranzacții către alte persoane. Ai acces total, de pe telefonul mobil, la banii tăi. În cazul banilor numerari, ai acces doar la câți bani ai la tine în momentul respectiv. Folosind bani scripturali, economisești timp, ești mai în siguranță, iar timpul până la urmă înseamnă tot bani. O ultimă diferență este faptul că banii scripturali sunt mai ieftini. A emite bani, adică bancnotă sau monedă, implică anumite costuri cu materia primă, hârtie, plastic sau metal, cu cerneluri, cu elemente de siguranță, cu salariile celor care tipăresc banii respectivi. În cazul banilor scripturali, aceste costuri sunt ocolite. Created using Powtoon.